dată sau mai degrabă a amânat, însă niciodată nu m-a renunțat de ea. Asta e și un avantaj pentru întrebări. M-am apucat de scris serios în valor 60 de ani. Pentru că vârstă când alții se lasă. Iar acum mă sunt fericit că la 72 de ani să mă fie unei carte de creație. Ceea ce nu trebuie. E modelul japonez. Întrebătul, pentru că, după cum bine ați auzit, de fapt, Ion Angel are acasă un manuscris sau manuscrise impresionante de peste 1500 de pagini, care vor deveni și ele, nu știu să spun dacă în curând sau când anume, dar vor deveni cu siguranță câteva volume ale aceleași cărți. Revenind însă la vocație, odată ce activitatea editorială s-a încheiat, el pot să spun că și-a dat drumul totul în această direcție, fără însă a se grăbi și poate lucrul acesta ar trebui să fie o pildă, poate nu atât pentru noi cei ajunși la o anumită vârstă, cât poate pentru cei tineri, care am și cartea sau orice scrie trebuie să public. Iată, Ion Angel are răbdarea din 2005, atunci, cred, și te rog să-mi continui, da. S-a apucat să scrie. Atunci m-am pensionat cu vreo 4 ani aproape înainte de vârstă. Și de atunci... Am făcut un gest pe care domnul Dușescu îl făcuse mai înainte. Am lăsat deoparte tot și să vedem cum îl gestionez anumite prevederi. Nu putem să fac altceva decât să mă cez la masă de scris și să dau ce am eu de dat. Poate v-a interesat, poate nu v-a interesat. Eu cred că v-a interesat, pentru că mizele nu sunt mici. Rugămintea mea e că și mâna aia să funcționeze deasupra capului și atunci programul voi duce totul la voi încheia. Nu continuă, iată-mă. Da, așadar, din 2005. A început să scrie și tot scrie, vreau să vă spun, și tot scrie, dar eu chiar știu că face lucrul acesta și că manuscrisele și coliile și paginile se adună în vreme ce multă lume nu știe și nu mai crede și nu odată, poate, am fost întrebată cu un zâmbet subțire, cu un zâmbet ironic, ce mă face eu nu, dar tot scrie, dar asta ducând așa înspre un derizor, înspre o neîncredere, înspre un... are și el căsărica lui, dacă... Asta ține și de suficiența lui. Da, dacă vrem să spunem astăzi. Însă, el este departe de a fi, de acel scris nefecund. Dacă a fost un editor tipicar, vreau să vă spun că este la fel de tipicar și cu sine însuși. Doar eu văd acele pagini rupte și acele coșuri de hârtie care se aruncă și care arată necurțarea lui față de propria frază și dorința de perfecțiune. Și o primă dovadă a acestui scris fecund, a acestui scris cu totul deosebit, este această carte. Și aici cred că pot să sper și să cred că va urma într-un timp relativ apropiat o nouă carte, de fapt și anunțat aici, ca până la urmă să apară și acel manuscris incredibil, atât ca și volum, cât și conținut, și să pot să cred și să sper că cele două vocații în sfârșit se vor lega și vor da acel plin pe care îi doresc să se împărtuiască. Poate domnul Angel dorește să ne citească un fragment. Vreau să citesc un fragment. Vreau să spun că după niște intervenții cum a fost acesta, super comunicată, super profesionistă. Mi-am dat seama că am fost în stare de isprăvă care nu m-am gândit. Textul știu că e foarte dens,
ca nu să-l citească toată lumea. Dar pentru înrăviți lecturi, sunt sigur că merg pe lucruri pe pista aia, pista bună. Și mă vin până înrăviți lecturi, pentru toți oamenii care vor să se aleagă cu un profit după ce citesc un text. Că așa să-l citești un text cum îți spărge semințe, cum îți spărge taică semințe pe margine și am culinare. Asta cred. Deci după intervențiile noastre, mă normal ar trebui să tac. Așa ați vorbit de parte, participat la vă. Îmi scrieți necrolog. Ce să spun? Deci mă e superlativ simultă. Să știți că nu sunt chiar așa de bun. Sunt bun cât și-a de mâna deasupra. După aceea mă iau, mai arunc. O iau de la capăt. Am proiecte uriașe pe care le abandonez, trec la multe de toate măraburile și toate echipele. Dar ce ați spus aici trebuie să spun. Așa cu smerenie, cu umilință. Cred că s-a spus lucruri fundamentale din modul meu de a gândi, de a scrie. Și vreau să vă mulțumesc și vă mulțumesc la toți că ați rupt acolo din timpul dumneavoastră, două, trei ore și ați venit aici. Nu vreau, nu să spun ceea ce am crezut că o să spun, dar vreau să o plin. E bine că nu s-o plin. Uite, mă simt în intimitatea mea, ființei mele e mai bine, este mai puțin. Și sunt sigur că putem comunicare, poate fi biunivocă și total. Am să vă povestesc o singură parabolă. Nu vorbesc în parabole, Domnul Iisus vorbește în parabole. Am să vă povestesc o parabolă. Vă vreau să citesc un fragment sau asta a fost dorința domnului Vaima. Vaima pe Republică. Vă fac mare. Da. Poetul Vaima. Ce frază Dumnezeu. Nu mai voi Marian, atât. Iute. Fraza nebună. Sentință. Capitală. Și e bună pentru o parte din critici de azi, și numai pentru critici, și pentru politici, și pentru toți. Dacă o carte se lovește de un cap și sună la gol, nu-i totdeauna devine doar carte. Deci, vă povestesc o mică parabolă. Poate că o știți. Parabola cu novicele. De la un așezământ prostivesc. Una. Care era ahtiat pentru viața împusnicită, să zic așa. Dar acolo nu se intră, pentru că se supune un test. Și cum novicele devenise foarte nervoase. Au venit frate, după o delegație cu de la stareț. Ce facem cu el? Asta e foarte nervos. Devine și recalcitranic. Așa ceva. Și starețul zice, lăsați-l, că vorbesc eu. Dumneavoastră faceți ce vă spun să faceți. Luați coșul ăla de muiere de acolo, ăla mare, îl umpleți cu răsaduri de varză. Și mâine dimineață, mâine la 8 ne întâlnim acolo. Voi cu răsadurile și cu novicele și vin și eu. A doua zi, la 8, erau cu mădițele de varză. Acolo era și novicele. Și starețul zice, uite ce faci, ce ai de făcut. A luat, faci o groapă aici, așa, la fiecare fir de varză. Și-o plantezi, cum spun eu, cu frunzele în pământ, acoperi frunzele, că vine arșița, o să le lași așa. Acoperi frunzele și le lași cu rădăcina la aer. Așa că pleca și grămadă de frați de călugări, lipa după stareți. Ce nu se pot? Oamenii astupă frunzele, și cu rădăcina la aer și ieșise soarele lor, ca să făcuse frie. Produs un declic în mintea lui. Ce faci eu aici? Cum așa se cultivă varză?
nervoasele pe acestea le-a smuns pe toate și a replantat un. După obicei, cum se plantează. Peste 4 ore vine stare, s-o iar cu suita după el și când vede mă, ce ai făcut tu aici? Nu ți-am spus eu că se plantează varză. Care era și mai nervos, zice, dar așa se cultivă varză. Și stare, dar cine a zis că noi aici cultivăm varză? Noi aici cultivăm facultatea răbdării. Asta cred că trebuie să avem toți care începem să scriem sau începem să ne îndeletucim. Să cultivăm varză și să cultivăm răbdării. Și să fim atipici și eu cred că dacă această carte se va citi peste niște ani, că dacă se citește doar acum, se citește în geamă, dacă voi avea puterea să scriu romanul mare, e că am avut șansa să lucrez cu editură, cu domnul Doșescu, cu domnul Tolcea, am cultivat și multă varză. Pentru că să mă ierte Dumnezeu, nu din trufie, o spun că nu prea de îmi place trufie, dar povestirile acestea s-au scris singure. Aici Borges are dreptate, cărțile se scriu singure. Scriitorul trebuie să aibă doar răbdare să le suporte. Că scriitorul, așa îl văd eu, acum așa îl văd, nu știu să-l văd odată afinant, nu? Este doar organ. Doar prilejul, doar ocazia care o materie epică, o materie romanescă, o materie lirică, o materie dramatică, se varsă în niște tipare aproape prestabilite. Nu știi în ce tipare. Cam intuiește, pentru că avem niște arhi structuri, niște arhi modele sau niște reminiscențe de lectură în noi. Și cultura aici se așează. Nu întâmplător am pus două motoare aici, al treilea nu l-am mai pus când încăpea. Deci, facultatea răbdării, nu pe care vreau. Dacă această carte și ce voi scrie mai departe vor fi, vor însemna ceva și pentru alții, asta, lucrurile astea va însemna o victorie a tenacității sau o victorie a răbdării. Și, de fapt, mai vreau să vă spun doar atât, să vă dau și definiția culturii, pentru că aici cred că trăim într-un moment destul de stran, în care generația noastră, celor mai în vârstă, riscă să nu putea să mai înțeleagă cu generația tânără. Și e nevoie de redefinirea termenului. Redefinirea termenului. Și vorbesc pe termenul culturii. Nu merg la definițiile mari, la mari nume, nu mă trebuie să de la Spengler și Prun de Vrede, nu mă ajută. Deci, fac câteva disociere care sunt ale mele și în care cred, e posibil să greșesc. Cred că noi toți, ca oameni, suntem, înainte de toate, cărăuși de informații. Și sintagma în sine nu are niciun sens depreciativ. Este foarte bine că suntem așa, pentru că doar așa putem să conservăm memoria omenirii, achizițiile teoretice ale omenirii, conservând. Dar vine momentul esențial, asta nu înseamnă că sunt om de cultură. Că la noi unul care știe o limbă e un om de cultură extraordinar. Eu am cunoscut un om care vorbea 16 limbi și care era de monotonie înfiorătoare și care n-a emis, cel puțin în prezența mea, n-a emis nicio o idee nouă. Deci suntem cărăuși de informații, toți. Mai departe, unde începe cultura? Când ne asumăm condiția de cărăuși de informație și încercăm să emitem noi o concluzie, o valoare etică, axiologică, gnoseologică, estetică, cum vreți, care să rupă monotonia gândirii și să deschidă o pârtie, să deschidă o cale pe care să meargă și alții. Că dacă o facem doar pentru noi, nu știu cât folosim. Deci, cultura începe când ne depășim condiția de cărăuși de informație și reușim să emitem noi
pe informația asimilată, pe experiența pe care o avem din scris, din lectură, din viață, reușim să emitem o concluzie care să devină, să se transforme într-o cheie de a citi literatura, de a citi proza, de a citi muzică, de a citi și pentru ceilalți. Atunci cred că începe cultura, începe cultura. Până aici suntem cărăuși de informații și nu e nimic dezonorantă în asta. Cultura începe, cultura personală începe când devii tu emitent de inovare, de informații nouă. Până aici conserv. Ceea ce e un lucru extraordinar, că dacă n-am conservat ceea ce au achizițiile culturale ale altora, ar trebui să descoperim de fiecare dată mersul pe jos sau mersul cu bicicletă. În privința asta, sper că această carte să aibă, da, uite acum vă mai spun două lucruri. Cred că un scriitor, când ca editor și te întrebai, mă, am scris asta, cartea asta. Autorul ăsta are talent? Îți pui întrebarea asta, nu puteai să nu-ți o pui. Talent, sigur, în sensul pe care l-am spus. Împingi plaivazul pe foaie dacă te sprijină mâna de sus să-l împingi. Dar talent poate să însemne și altceva și pentru mine înseamnă și asta. E capacitatea mea ca ins care scriu de a induce în mințile dumneavoastră, în mințile cititorilor, viață, echivalent de viață. Atunci când cititorul ia o carte, o deschide și zice, bă, ce extraordinar, parcă îl văd înaintea ochilor, pe personaj. Atunci că este exact ca în viață. E capacitatea mea de a induce echivalent de viață în mințile celorlalți. O am sau nu am? Ce te mai întreb pe cititor de carte? Ta cultura. Am încercat o definiție a culturii destul de contorsionată. Am vreo 40 de pagini scris în roman mare, care dau definiția clară. Dar pentru mine, din punct de vedere cultural, când pun între ideile, din punct de vedere cultural, ideile valide sunt ideile care nasc alte idei. Ideile care provoacă gândire. Ideile care... Cărțile care dau nașterea la cărți. Sugestia, ipoteza pe care o pun eu în pagină, să dea, să-i dea celui care citește sau altora care citește și interpretează fenomenul, să se transforme pentru el într-un soi de linii de forță ale altor cărți, ale altor opțiuni. Cred că o să luăm nici cu cultura. Cum la cum vestie mai departe, cea mai bună dovadă e că domnul Tocescu citește carte și scrie un eseu excepțional despre meritocrație. Ideea există în putere de cărți. Nu e formulat, eu n-am făcut eseu. Dar scrie un eseu excepțional, eseu care șade, este valid dincolo de Iulia Feierstadt, de care este în memorie.